Ei da, salutare dragi youtuber, dragi prieteni ai mei, salut lui Manuel. Fac acest video special pentru dumneavoastră. În acest material o să vedem colericitatea lui Manuel. În primul și în primul rând, disclaimer, nota 1. Deci asta în primul și în primul rând. Dacă sunteți persoane care vă irită și care vă deranjează scandalul, tonul ridicat, vă rugăm, nu ascultați acest material. Disclaimer 2. Manuela a fost supusă mai bine de jumătate de an sub formă de niște teste psihologice, niște teste special concepute și realizate pentru a observa exact comportamentul, pentru a observa cum gândește și, bineînțeles, afirmațiile sale. Testele care vi le-am spus și le-am afirmat anterior în filmul în care vorbesc despre scandal sunt testul curva, testul scandalului, testul bătăii și un test psihologic simplu, testul biscuiților. Îl știți și dumneavoastră încă de pe vremuri, un test foarte simplu. Bun. Vreau să vă spun în primul și în primul rând că în acest material și bineînțeles în scandalul pe care îl provoacă ea, materialele pe care se laudă că le are, deci atenție foarte mare, să nu picați și dumneavoastră în plas, materialele pe care are și care sunt dovezile clare și așa mai departe, ce spune, ce afirmă aceasta, sunt exact toate din testele pe care a fost ea supusă și, bineînțeles, majoritatea nu le-a trecut. Din păcate, aceasta nu le-a trecut. Doamnelor și domnilor, o să vă explic și pas cu pas, nicio problemă. Haideți să vedeți cum vorbești, în primul și în primul rând, dicția și, bineînțeles, cum se manifestă. Cum face un om nervos, un om care este frustrat, care a devenit coleric, automat. Haideți să urmărim. Dați-mi o spune de adevărul. Și poliția a spus. Exact la 16-14 de poliție mi-a spus foarte clar că fratele meu e nebun. Și că a atins o fătă declarații de unchiul lui Maren că cine e acest car m-a luat pe mine poliția. Și ea din numele complet al lui Înțisul. Și unde s-a apucat Înțisul? În primul și în primul rând, nu am avut nicio declarație făcută în august sau, bineînțeles, septembrie, în care să vorbesc despre unchiul Dan. Din păcate, o primă minciună. Aici este surprinsă secvența în așa fel încât am vrut să explic și să demonstrez lumii în momentul respectiv ce spunea Marian pe WhatsApp și, bineînțeles, ce vorbeam și eu pe WhatsApp despre, în primul și în primul rând, partea principală. Atunci, la momentul respectiv, era vorba despre incompatibilitatea lui Manuela cu Marian. Dar asta vorbeam doar eu cu Marian. Ea de ce nu spune de acest lucru? Întrebare de baraj. În momentul când am băgat pe Marian în grup ca să vadă, să o lasă cu tata și cine mai era în grup acolo, el imediat l-a scos. De ce? Și mă întreb pe mine, întreabă-l pe el. De ce l-a scos? Eu pe el. Păi da. În primul și în primul rând, grupurile de scandal
Și grupurile în care sunt și clone, atenție foarte mare ce vă spun aici, pentru că Manuela deține un hectar de clone, o cheamă în toate felurile, deci credeți-mă, o cheamă în zeci de feluri și așa mai departe. Ea se întreabă în buclă despre ea, ea se întreabă unde este, ce face, ea se susține. Iar chestia cu taicăsu, credeți-mă, cum taicăsu a întors spatele și nu vrea să mai vorbească cu mine, deci definitiv și irevocabil, automat eu întorc spatele când găsesc acest om. Pam, pam! Am făcut eu grupul? Nu, n-am fost admin, nici administrator, deci habar n-am. Despre ce grup vorbești tu acum? Îți mai vine pe el, îți dă niște bani, te ajută să cumpere o sticlă de suc și tu acum îi înapărat. Nu mă, dar deci vorbesc serios, nici nu știu ce grupuri să facă, eu nu particip. Eu în grupurile astea nu particip. Păi bine, e neagră, ți-a zis, dacă mă caută poliția și de după mine aici la mătăsa, nu nicio problemă, le arăt o vezi foarte clare. Și să poată duce și fac un creș, nu mă interesează. Chiar deci să mă duc acum la poliția capitală și să arăt și acolo dovezi. Nu mai aici, arăt și acolo. Pam, 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 pam. Dovezile. Iar ajungem la numitorul comun. Dovezile sunt clare. Testele mele. Exact cum a fost supusă testelor, ea a picat în plasa testelor, a luat de capital, exact cum vă spuneam și în filmul anterior, și ea încearcă să riposteze prin teste. Deci vă dați seama că eu vreau, că eu fac, eu bat, eu... Mamă, dar ce nu fac eu? Deci credeți-mă. Testul, v-am zis, testul curva este un test extraordinar de vechi. Haideți să fim realiști. Testul bătaia este test automat pentru cei care fac altercații, bătăi și așa mai departe. Hai mă, oameni buni, ce dracu, nu mai știm așa ceva. Hai că ea se afirmă că are experiență. Vedeți cum a picat în plasă, că habar n-are? Vedeți? Ia uitați aici. Uitați, vedeți dovezi. Deci dovezi alb-negru, puse alb-negru pe portativ. Vedeți că eu am dat deja nu știu cum să și mă să mă susține că sunt eu aia, nu știu cum. Prea că și știe și lui aia să vorbească. Îi vrea la fata să crească. Ce să crească ea? Când ea nu mai stai nici de viața aia să trăiască. Aici, în momentul când vorbește despre bunica sa, aici este întreaga poveste. În primul și în primul rând a fost ajutată și financiar, a fost ajutată și cu mâncare, a fost ajutată și la creșterea copilului și așa mai departe. Și bineînțeles, ea a recurs la un mod barbar, deoarece bunica, fiind miloasă, a fost la un pas în așa fel încât să-i facă chiar și ei scandal. Înțelegeți de ce este miloasă și de ce are atât de multă grijă de copil, bla bla bla, la la la. E o întreagă poveste, frații mei, e o întreagă poveste. Ce să stau acum să despui firul de păr în patru? Nu stau ca și poveste așa 10 de minute. Da, adică amândoi vorbim de grupuri de... Ați observat, chiar mama ei a afirmat că face șantaj. Auziți, ați fost foarte atent, dați înapoi să vedeți. Deci uitați-vă, vedeți noastră despre ce este vorba. Hai să urmărim. Gata,
Aici este o secvență foarte clară când începuse cu Marian, începuse cu Cristi, bla, bla, bla. Credeți-mă, n-am eu tangențe. Să stau să fac discuții pe tema prietenilor. Nu am ce treabă cu prietenii. Doar cu el profesor am treabă, că știți, el profesore a fost cal de curs o lungă firă al dracului la viața lui. A, gata, ajunge de discuție, acum mă doare capul. Lasă-mă, Manuela. Păi mă doare capul, da. Da, te-am sunat, eu te-am sunat să te întreb altceva, dar tu... Vă, că ai dat un altceva. Luăm de la una care din am pornit să discutăm, pornești cu Dani. Asta e treaba voastră, rezolvați voi. Nu mă amestecați pe mine aici. Păi așa e. Ce-ar fi să te amestec și eu între alte prietene de ale mele? Să te influențez așa, Iurea. Aici, în primul și în primul rând, sută în mie are dreptate. Exact. Influența prietenilor. Ce-ar fi să încep să-ți vorbesc eu de prietenii și așa mai departe? Da? Aud așa, vedeți? Sunt lucruri care au mare adevăr, deci să știți, mare adevăr în filmul ăsta. Și foarte bine îi zice mama, foarte bine îi zice, că și ea are dreptate. Dar bineînțeles, dreptatea știți, la Manuela egal cu minciună. Realitate egal minciună, știți, orice se vorbește. Noi suntem familia care mințim la nesfârșit. Gazeta Americană ne numim. Exact așa am picat eu acum. Păi e diferit, fiindcă pe mine discuțiile cu fratii tu, ți-am zis, habar n-am de grupurile în care a fost și alte persoane și te-a amenințat sau le-a scos de pe acolo, deci habar n-am, că nu stau tot timpul să văd ce face el. Ascultă-mă, era acum 6 ore. Așa. Am văzut un videoclip în care a spus că a fost mai scurt și că am fost verificate gemele lui, poate să arăt gemele mele. Așa. Și că am făcut eu ceva inegal în țară. Da. Răspundem ascultătorilor. În primul și în primul rând, când vorbim de sus, vorbim de cei care se ocupă pe partea informatică. Care aceștia, la rândul lor, știți că au ramificații în mai multe părți. Se poate ajunge, în primul și în primul rând, la audiovizual, se poate ajunge la expertiză legală, tot felul de ramuri. Deci, gândiți-vă, voi care ascultați, deci vorbesc cu voi, da? Nu cu Manuela. Cei de sus... Știți foarte bine unde sunt. Haide să nu fim chiar așa de nătărei, să nu știm ei de sus unde sunt, unde îi găsim, unde au sediu și... Hai, astea sunt bla bla bla. Deci dacă începem să fim atât de simpliși ca Manuela, să habar n-avem, începem pur și simplu să ne credem, practic ne credem la vârstă mai joasă. Înțelegeți? Nu la vârstă... chiar așa mare cum avem noi, de exemplu. Ăștia care suntem aproape de vârsta a doua. Ce-am făcut eu ceva ilegal? Ce-am spus eu ceva ilegal pe YouTube? Eu n-am spus nimic ilegal. Dom'le... N-a spus ilegal? Aoleu, 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 aoleu. Stați așa. În primul și în primul rând, filmele care le făcea pe bandă rulantă. Augustul. În august făcea filme, ștergea filme, făcea filme. Până a prins-o, deci a prins-o pur și simplu flagrant. Băi, deci nu am reclamat eu să facă flagrant, ci competența lor, mamă, a lor este, a celor de la informatică. Și au prins-o flagrant atunci. Iar în momentul respectiv, vă dați seama, s-a tras concluzie pe loc. Deci pe loc, pe loc, pe loc s-a tras concluzie. S-a trimis... local și s-a tras concluzie pe loc. Și atunci a urmat ce a urmat. Hărțuire la adresa persoanei. Hărțuire la adresa persoanei. Exact. Exact. Are dreptate. Pentru că ea în film îmi denigra imaginea, mă hărțuia tot timpul la prieteni și la ce făcea ea. Exact asta făcea, practic.
Avea un stil aparte, practic un stil de, nu știu cum să vă spun, un stil specific de parcă te-ar pune cineva să faci rău altcuiva. Să-i strici imaginea, să-l faci că nu e bonlav, știind că omul e bonlav. Da, tâmpenii, frații mei, tâmpenii, credeți-mă, tâmpenii, dar, din păcate, poate să ducă ea la secția de poliție, credeți-mă, pe cuvânt, că cu totul este altă direcție. Deci ea practic se duce în altă direcție, eu mă duc în altă direcție. Nu ne putem aranja, etalona frecvența, cum ar veni, să știm exact unde a fost toată treaba și de unde s-a tras concluzia. Deci aici rămâne enigmă. Nu pot să divulg, n-am cum să divulg. Asta este. Mergem mai departe. Asta vrea să zic că ai făcut tu hărțuire prin videoclip la adresa persoanei. Și el ce face băiatul? Nu mă gândește pe mine cu topul de lucruri aberante? În primul și în primul rând, un singur film făcut care nu mă apăr pe mine, că nu ai fi tâmpit să mă apăr pe mine, în care mi-a explicat. Filmul explicativ, da, în care am explicat anturajul ei, care habar n-are, nu-l înțelege, se vede foarte clar, s-a văzut foarte clar astăzi când am fost acolo, da? Eu explicam anturajul, explicam oamenii, explicam unde o hărțuiam pe ea, nu știu, în ce ipostază am hărțit-o pe ea, aici este, mai ales public, eu n-am hărțit-o. Nu mă apăr, v-am zis, nu mă apăr, că n-am de ce să mă apăr. Nici cei de acolo nu pot să zică că sunt de partea mea, sunt de partea celor că filmul meu are un fel de explicații, filmul ei are explicații paralele cu realitatea, deci eu vorbeam una, ea vorbea în răspuns alta, deci practic nonsens. Așa s-a spus, așa spun și dumneavoastră. Iar eu v-am zis, filmul meu era explicit, nu era cu atac, nu era cu nimic. Ea, vă spun, pe vremuri avea și obiceiul de atac. Deci atac nu la persoană să te bată, atac verbal. Deci vorbesc foarte serios. Atacul verbal avea chestia specifică cu scandalul și v-am spus, când... nu știu cum să zic, când îi spuneai un adevăr și când îi spuneai ceva ce făcea și greșea și așa mai departe, n-ai dreptate. Asta în primul și în primul rând. Automat, colericitate, urlete, țipete, grupa mare și automat recurgea la metoda de a, haide bă să-i facem filmul Zvartuș, că așa trebuie, domne, haide să-i facem film ca să ne lăudăm că facem film. Ia-le și păstrează-le. Tot ce bine păstrează. Ce să păstreze? Filmul în care explicam? Hai că asta devine comică. Să păstrez un film în care explicam. Bravo! Foarte bun sfatul, dar habarnismul este pe primul loc aici. Eu tu mă trezesc cu filme din alea tâmpite, în care nu știu nimic adevărat. Și mă duc dacă ea pe mine, cu cine să mă judece pe mine? Ea pe mine prea mult și așa face parte să are în cap, că nu-i mai dau voie și că... Bingo, refulează, aici refulează, ați văzut cum atacă? Exact cu testul curva. Băi, deci aici credeți-mă, aici este de o comicitate extraordinară, extraordinară. Deci credeți-mă că este în momentul de față ceva foarte comic. Deci, hai să fim realiști. Of, să pici într-un test din ăsta... care este, credeți-mă, orice femeie care mai e așa, imediat se prinde. Băi, deci credeți-mă, imediat se prinde. Și doi la mână, dacă faci glume, acum hai să fim serioși, să fim oameni cu scaunul la cap. Dacă faci o glumă și faci glume cu femeia, cu femeile și așa mai departe, cu sora, cu fratele, băi, fratele meu, unul că se prinde și doi la, scuză-mă, când intri sub papuc
Știți cum? Am întâlnit cazuri și cazuri. Deci când intri sub papuc la soră sau la frate, credeți-mă că repriza de caterincă de genul ăsta, de șantier și așa mai departe, se dublează. Când începe ea pentru el, să te zici, sau când începe el pentru ea și așa mai departe. Asta care zice el așa, să nu fie testare. Să... Ați văzut? Hai să vă văd. Auziți, ați văzut cu un om în vârstă, aproape 60 de ani, imediat se prinde? Deci, pur și simplu, n-ai cum să nu te prinzi. Testul curvă este un test foarte simplu și care, pur și simplu, imediat știi despre ce este vorba. Te testeze să vadă ce zici. De, îl învață unul și altul să facă el teste. Testul curva, deci a fost făcut pe sora mea, simplu. Deci nu l-am făcut expre. Nu l-am făcut să mă aflu în treabă, nu. Deoarece prietenul ei, Marian, a afirmat de nenumărate ori că ea în Herăstrău a fost o curvă. Ea în Herăstrău a fost iapa în călduri și multe, multe altele. Și plus de asta o făcea curvă de mai multe ori. Și pentru chestia asta am zis, băi, hai să-i facem testul curvă, să vedem realitatea. Vedem, pică sau nu pică. Știți, la momeală pici, dacă ești curvă, pe bune, deci vorbesc, dacă ești curvă și știi că un om vrea și așa mai departe, ai picat în plasă. Deci, practic, ai trecut testul, deci ai picat în plasa testului, practic. Și atunci, dacă ai trecut testul, înseamnă că ești curvă, practic. Dar ea n-a picat. Ea, ați văzut, ea, pur și simplu, a început, ați observat cum se manifesta, a început să riposteze, practic, și să preia, practic, vorbele mele și să spună că eu am făcut cea mai mare gravitate. De habar n-are în ce plasă a putut să pici. Deci asta e test. Deci asta e un test foarte frumos. M-a spus în testele, mi s-a zis, dacă mă caută poliția, mâine, până vine, de luni încolo, priața, uite, variantă de top, până în ianuare. Și mă caută, avem toate cel și mare, mi se problemă, mare, știe prea bine ce discuția a fost și cum sunt discuțiile. Și momentul când am fost la vii, stai așa! Și momentul când am fost la vii perești pentru doi zi. Expresia aceasta că vine poliția, aici este ceva foarte firesc, dacă vine poliția, tu îi arăți practic niște chestii care, dacă eu... Deci aici e de râs, pur și simplu, ce să mai... Dacă eu le arăt, da? Pică în momentul, doar cum nu pot polițiștii să fie fraieriți în sensul ăsta. Deci un om care cunoaște metoda și așa, nu poate să intre să pice în plasa respectivă, că vezi, Doamne, ăla, dacă zice, chiar este adevărat. În primul și în primul rând, nu se poate, nu poate, pentru că se vede clar despre ce om este vorba, mă refer. Testul bătaia. Simplu, scur și la obiect. Așa se numește testul. Testul bătaia. De ce? Pentru că a făcut foarte multe afirmații în mai multe perioade de timp și mai multe secvențe și așa mai departe. Chiar are prieteni și așa mai departe. Așa și care bate până îl umple de sânge, îl culcă la pământ, îl bag în sicriu, bla bla bla. Niște tâmpenii mai mari decât ea. Habar n-are ce vorbește, dar ați văzut. Ea preia testul meu și îmi dă cu el în cap, practic. Poți să aibă înregistrări, poate să aibă ce vrea. Vă dați seama dumneavoastră. Vă spun practic. Vă dați seama dumneavoastră ce ar fi să mă duc eu din București. Asta e ala gâgă. Să mă duc eu din București în Dâmbovița, să mă duc să bat pe Manuela. Deci asta,
bate realitatea. Deci realitatea bate filmul. Deci practic realitatea bate filmul. Deci este ceva de... Da, continuăm. Eu te-am sunat să te întreb altceva și tu îmi spui ce face filmul și tu care nu să nici nu bagi de seamă. Mă, în loc să nu bagi de seamă, tu dai apă la mare.